Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Poftă bună la cafeluță să aveți! Avem foarte multe de discutat, după cum bine știm, că emisiunea noastră iubită, pe care o îndrăgim foarte mult, cu concurenții noștri special deștepți și educați, ne oferă foarte multe în fiecare zi, așa că avem multe de discutat. Apăsăm pe butonașul de subscribe și trecem la discuțiile noastre, pentru că abia așteptăm, sau abia aștept mai exact. Vedem că emisiunea noastră începe și Julie revine în casă, iar Robert, când o vede, se luminează la față. Acesta spune că o zi fără Julie este ca și un an, sau a durat ca și un an, sau a trecut ca și un an o zi fără Julie. Foarte frumos evoluează și discută cei doi, însă noi, cei care credem în ei, că eu pot să spun și eu că cred în ei, sperăm să fie tot așa și afară, pentru că adevăratul test acolo este. Multe dintre cuplurile care au ieșit din casa iubirii au eșuat afară. Nu vă uitați la mine, că mă simt și eu. Da, și eu am avut un cuplu care a ieșuat afară. Da, sperăm că ei să fie bine, pentru că afară este testul final. Nu mă judecați. Vai, dar ce s-a întâmplat cu Julia? Aceasta se pare că îl ia pe Patrick la rost, că de ce se joacă cu Alexandra când în adâncul sufletului lui știe că nu vrea absolut nimic de la aceasta și de ce nu plusează sau încearcă să intre într-o cunoaștere cu Teodora, care se pare că este deranjată de acțiunile lui. Julia mai spune că Patrick joacă la două capete, iar acesta ce face? Râde! Dar Patrick al nostru tot face ce face numai ca să continue materialele. Până la urmă, din cauza presiunii fetelor, acesta pune stop și spune Alexandrei că nu dorește o relație cu aceasta, dar tot așa ca să le închidă gura, că mai apoi, din nou, are probleme și cu Teodora, cu ce a fost mai demult și, vezi, Doamne, cu ce a crezut el de pe live-uri și chestii din astea, doar ca să mai lungească situațiile. O vedem pe Roberta foarte supărată, plângând în grădină cu Sebastian. Aceasta spune că este sătulă de tot ce se întâmplă. Poate se și victimizează puțin, dar mie, sincer, îmi vine să cred altceva. Îmi pare că aceasta este afectată despre felul cum i-a vorbit doamna Andreea, având în vedere că noaptea aia lungă, de ieri și de alaltă ieri și până ieri de fapt, a fost doar pauza de o oră dintre episoade, nu a fost o altă zi. Eu cred că aceasta este afectată de ce a spus doamna Andreea, pentru că din discuțiile cu fetele nu mi se pare că a fost sau este afectată absolut deloc. Ba mai mult, aceasta, în momentul în care se ceartă cu ele, mi se pare că este satisfăcută și le face față cu brio. Mai pot să cred și că a fost luată sus și poate certată de către doamna Andreea sau de către cei din staff în privat și lucrul acesta se pare că a afectat-o. Poate de aceea și starea ei, care până la sfârșitul emisiunii s-a agravat și aceasta, din câte am înțeles, a fost transportată cu ambulanța la spital pentru investigații. Mai departe îl vedem și pe Gagea, care din lipsă de subiecte și de activitate în casă se ia de Alexandra și o ceartă pe aceasta și începe să o umilească. Nu pot spune că Gagea nu are dreptate cu ceea ce spune despre Alexandra. Are și el dreptate într-o oarecare măsură, însă ce rost mai are acum să o bagiocorească și el pe aceasta? Nu destul se face ea de râs că aleargă după săracul Patrick de numai ca o gazelă, fără niciun rezultat sau cu puține rezultate, ca să zicem așa. Ce rost mai are și Gagea acum să se mai ia de ea? Sincer, cu ce a vorbit Sebastian în grădină cu Bogdan și cu Moldo despre alianțe, a cam avut dreptate, deși acesta s-a mai bâlbâit câte un pic. I-a și dat o subtilă lui Moldo acolo, de fapt ce subtilă, i-a spus-o pe față, că Virginia se îmbracă și se pregătește frumos ca să vină în următoarea zi în emisiune să se certe, decât să interacționeze cu acesta sau să se cunoască spre o posibilă relație.
Mi-a plăcut de băieți în momentul în care au ridicat mâna când a trebuit să aleagă dintre Alexandra și Teodora cu care are Patrick mai mare chimie sau cu care acesta se simte mai bine. S-a descoperit chimia. Mie mi se pare că lui Patrick îi plac controversele sau cel puțin asta încearcă să facă acolo în casă, pentru că lucrul acesta este mult mai discutat. Adică dacă el ar face o relație cu Teodora, toată lumea ar vedea fericit, sunt ok, se potrivesc și toate sunt bune. Dar dacă interacționează cu Alexandra, toată lumea spune și multă lume discută. Băi, dar cum se poate așa ceva? Că Patrick s-ar potrivi cu altceva, cu altcineva, că ea nu-i pentru el, că el așa. Și lucrul acesta creează mult mai multe discuții, ceea ce înseamnă că Patrick apare în mai multe discuții și lucrul acesta în online se vede prin numere. S-a văzut clar deranjul celor doi, a lui Gagea și Teodora, în momentul în care Patrick dansa cu Alexandra și se pare că era destul de zâmbăreț, iar de aceasta, ce să mai zicem, era pierdută, udă. Acum, când se vede lucrul acesta de la o poștă, chiar și fetele din partid, care înainte o bagiocoreau pe Alexandra, că ce vede ea că Patrick ar fi interesat de ea, că ea visează și toate astea, acum dau și ele dreptate, că într-adevăr chimie mai mare se vede la Alexandra cu Patrick și nu la Teodora cu Patrick. Of, of, Virginia noastră se pare că a venit pornită doar pe Roberta. Roberta, Roberta și Roberta. Când băieții făceau exclamații și spuneau că partidul, canapeaua din dreapta și toate astea, toate râdeau de acolo și le convenea foarte mult. Dar când aceasta a vorbit cu Julie, încerca să o convingă că Roberta a venit cu termenul acesta de alianță, cum că ea le-a numit așa, că vezi, Doamne, ele nu erau. Dar am văzut de foarte multe ori în anumite subiecte cum acestea se uneau toate și aveau aceeași părere sau atacau în același moment. Deci asta mie mi se pare o alianță sau un partid, cum vreți voi să-i spuneți. Mai bine s-ar concentra Virginia pe Moldo și ar face ceva frumos în casă, dar se pare că într-adevăr, acesta nu este pe placul ei, pentru că poate zvonurile de afară sunt reale. Și am ajuns și la promul de astăzi. Gagea este deranjat că a rămas pe din afară și Alexandra în continuare tot fuge după Patrick, iar Teodora este și ea deranjată vizibil de ceea ce se întâmplă între cei doi. O telenovelă turcească, într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, că mi-am pierdut cuvintele când vorbesc de cei doi, de Kemal și Nihai, sau cum doamne li se spune, într-adevăr, o telenovelă turcească la care noi ne uităm, asistăm și comentăm, fie că ne place sau că nu ne place. Foarte interesantă emisiunea de astăzi și vedem ce, adică emisiunea de ieri, și vedem ce ne va aduce emisiunea de astăzi. Dragilor, cam acesta a fost vlogul de astăzi. Sper să aveți o zi bună cu toții, sper că v-a plăcut vlogul, dacă v-a plăcut să apăsați pe butonașul de like, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Și totodată, cei care nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, vă rog frumos să vă abonați, să mai discutăm aici, să mai râdem, să vă mai spun și eu lucruri despre emisiune, informații și totodată, bineînțeles, la sfârșitul lunii vom face premierea cu acel premiu spus de mine, să-mi intre și mie salariul numai să pot să premiez și eu și după, bineînțeles, cu cât ne vom aduna mai mulți, cu atâta voi mai face astfel de lucruri. Eu vă pup din suflet, să-mi lăsați părerea voastră în comentarii despre emisiunea de ieri, despre situația Robertei, dacă are logică ceea ce am spus eu cu cearta, care probabil a venit de mai sus și de aceea starea ei, dar și despre ce v-a atras vouă atenția în emisiunea de ieri. Vă pup din suflet, vă doresc o zi minunată în continuare, vă mulțumesc că mă urmăriți și noi ne revedem data viitoare la un nou vlog. V-am pupat! Ciao!